În acest weekend, ca urmare a ploilor torențiale și a fenomenelor meteo extreme, pompierii ISU Hunedoara din Brad, Ilia Hunedoara și Petroșani au intervenit pe mai multe drumuri județene care au fost blocate din cauza arborilor căzuți și a aluviunilor și rocilor desprinse de pe versanți. Pompierii au intervenit pentru segmentare și îndepărtare de pe carosabila mai multor copaci căzuți pe drumul județean 706 între localitățile Țebea și Ilia, Visca și Vorța, precum și pe drumul județean 762 între localitățile Rișca și Baldovin, din comuna Baia de Criș, unde un copac a căzut blocând ambele sensuri de circulație. De asemenea, s-a acționat și pe drumul național 66 de fileul Jiului, unde pompierii au eliberat carosabilul de mai multe bucăți de rocă desprinse de pe versanți. Pe drumul județean 687D, pe răza localității Dăbâca, aluviunile au blocat drumul, dar și un autoturism aflat în trafic și care nu și-a mai putut continua deplasarea. Deocamdată, județul Hunedoara a ieșit de sub avertizări de fenomene meteo extreme.